Viața lui Cervantes, prima parte, începutul aventurii. Aceasta este povestea lui Cervantes, cel mai mare scriitor spaniol, autorul miracolului care se numește Aventurile iscusitului Hidalgo Don Quixote de la Mancha. Aceasta e cartea cărților. E poate aceea care a atins cel mai mare număr de ediții din lume, aceea care a fost tălmăcită în toate limbile cunoscute de civilizație. Citirea ei nu este o îndelenicire de lector, ci un orgoliu de om. Dar cine a fost Cervantes? Un om pe care angrenajul societății în care trăia l-a lovit, purtându-l din sărăcie în sărăcie, din dezamăgire în dezamăgire. A suferit, ca și Don Quixote al său, un destin de vitregii. Pentru a-i cunoaște cu adevărat viața ca un roman, citiți rândurile care urmează. Alcala de Henares era, prin 1547, un micuț oraș spaniol, nuanțat în tonuri verzi de malurile râului său. Aripile deschise ale lui Octombrie trimiteau cele din tâi suflări de vânt omnatic asupra studenților, mulțumiți să uite disputele teologice și mâna aspră a arhiepiscopului de Toledo, care apăsa greu asupra colegiilor conduse de el. Dintre acestea, cel mai important era colegiul San Ildefonso, întemeiat de cardinalul Cisneros. Cine ar fi putut ghici că acea lună a lui Octombrie a fost atât de darnică cu literele spaniole? Nimeni. Minunile sunt hrăzite națiunilor pe negândite. Întâmplarea a făcut ca, într-o casă destul de sărăcăcioasă și de veche, locuită de felcerul Rodrigo Cervantes, a cărui profesiune era inferioară aceleia de medic și ținea mai mult de a bărbierilor, să se nască un al patrulea copil. Un al doilea băiat deschidea ochii la lumină, deși aceasta e mult spus, fiindcă mizeria unui cămin nevoiaș acoperea lumina strecurată prin ferestrele abia întredeschise ale locuinței familiei Cervantes. Mama, dona Leonor Cortinas, se căsătorise cu fiul licențiatului Don Juan de Cervantes, judecător și om de încredere al contelui de Urefia din Cordoba, în Andaluzia. Membrii familiei Cervantes y Saavedra își atribuiau mereu diferite obârși nobiliare. Viața a fost însă foarte zgârcită, mai ales cu mama. Legănându-și pruncul, se gândea că ceilalți copii ai săi nu s-au născut în zvon de cântări ca acesta din urmă. El se ivește pe lume însoțit de cântările pe care poporul le înalță într-o slava Sfântului Mihail, și Mihail, Miguel, se va numi și pruncul. Duminică, în ziua de 9 a lunii octombrie din anul Domnului 1547, a fost botezat Miguel, fiul lui Rodrigo Cervantes și al soției sale, dona Leonor. Naș a fost Juan Pardo, l-a botezat cu cernicul domn bacalaureat Serrano, preot la Biserica Sfintei Fecioare, martor fiind Baltazar Vasquez, sacristan, și eu, care l-am botezat și am semnat cu numele meu bacalaureatul Serrano. Unde s-a născut Miguel? Firește, în Spania, un regat peste mână pentru împăratul Carol V, pictat de Tizian, cel mai mare pictor al creștinătății, călare pe un cal negru. După ce fiul său Filip, cel cu barba aurie și cu privirea rece, a câștigat o bătălie, toți ochii erau ațintiți asupra lui. Lumea e zguduită. Până și solida armătura bisericii s-a văzut clătinată de Martin Luther,
iar sultanul, stăpân al trecătorilor către Orient, domnește și pradă în Marea Mediterană. Negreșit că produsele Orientului nu vor mai urma drumul caravanelor, fiindcă negustorii știu cât au de câștigat de pe urma noilor căi ale Indiilor occidentale, ale acestei Americi, privite ca mijloc de înfăptuire a tuturor visurilor, până și ale englezilor, care pândesc, ascunși în valurile atlantice, prilejul de a jefui de aur galioanele spaniole, aur ce va schimba istoria europeană odată cu cei din tâi zori ai capitalismului. Dar America este a Spaniei, ba mai mult este a coroanei Castiliei și cele din tâi neplăceri ale împăratului Carol au fost înlăturate pe măsură ce timpul i-a consolidat puterea. Lucrul acesta îl știe și Franța, care nu l-a uitat pe regele ei, Francisc I, prizonier la Madrid după bătălia de la Pavia, și-l știe până și papa. Dar spaniolii nu l-au acceptat cu surâsul pe buze pe Carol V-ul și mai păstrează în suflet unele amărăciuni pentru că au fost lăsați ultimii, în favoarea străinilor, la slujbele din preajma coroanei, pentru că au fost abolite legile protecționiste și privilegiile, distruse comunitățile lor, uciși capii lor în bătălia de la Villalar, închisă regina lor nebună, Dona Juana, care a trăit o moarte vie în castelul temnițelor de la Tordesillas. De acum, din 1547, numai câțiva ani mai lipsesc până când Carol al Germaniei se va retrage să-și murmure rugile de penitență la Iuste, mănăstire apropiată de o alta, tot renumită, aceea din Abida, în provincia Huelva, unde, cu 50 de ani mai înainte, călugări instruiți au crezut în visurile lui Cristofor Columb. Astfel, copilul Miguel se naște în clipa hotărătoare pentru istoria patriei sale. Dintr-un regat mărginaș, Spania a ajuns în fruntea noii Europe și, pentru a-și susține rangul, i-a făcut pe spanioli mândri și curajoși, îngânfați și lăudăroși, prototip de războinici și de îndrăgostiți leali. Dar micul oraș unde s-a născut Miguel este doct și plăcut. A trecut asupra-i suflul Vechiului Testament, odată cu traducerea și editarea unui extraordinar monument de știință, Biblia poliglotă din Alcala de Henares. Dar ciorile și porumbeii rămân tot aceiași. Pe ulițele sale se vinde miere din Alcaria vecină, iar soarele se izbește de turnul mănăstirii templierilor, devenită Biserica Sfânta Maria Mare, Santa Maria la Maior, așa cum se izbea și când l-au adus pe Miguel să-l boteze. Bacalaureatul Serrano a prins din nou să se uimească cât de ușor e să faci îngeraș de-a lui Dumnezeu, in nomine Patris et Filii, și, după ce l-a înscris în registru, a plecat cu tatăl și cu nașul său, fără ca nimeni să bage de seamă, fiindcă muzica nu însoțește botezurile copiilor săraci. Au ajuns acasă la familia Cervantes. Poate că dona Leonoru fi cerut, dați-mi-l încoace, că fi înghețat mititelul. Și prietena ei, Luisa, i-l-o fi trecut ei, iar ea l-o fi primit la sân, pentru ca amândouă inimile să înceapă cea mai duioasă zvâcnire din întreaga existență umană. Care va fi destinul? Nici preotul, nici nașul, nici prietena, nici tatăl, nici bacalaureatul Pedro Bermudez, primele ființe care au stat în jurul lui Miguel, nu puteau să spună. Câțiva băiețași cântară urările, scăpătă lumina soarelui, adormiră privighetorile, iar casa învecinată cu grădina capucinilor
se cufundă iarăși în tăcerea obișnuită. Bărbatul surd, copiii adormiți. Nu e acesta un prilej binevenit de a scrie bunicului lui Don Juan de Cervantes, care se află în Cordoba? Une pot mai mult, va spune judecătorul și omul de încredere al contelui de Urefia. De când s-a căsătorit fiul său Rodrigo în 1532 cu dona Leonor Cortinas, numai de nenorociri are parte bietul de el. Dona Leonor o fi stăruit. Ascultă, spune-i tatălui tău că-l cheamă Miguel. Dar bărbatul ei, de atâta amar de vreme, nu mai aude. Aerul învăpăiat cântă. Cântă în acea zi de 9 octombrie 1547, deși ulițele Alcaliei n-au auzit nimic și nici locuitorii cărturărescului oraș n-au fost înștiințați prin vreo străfulgerare. Cum erau să ghicească faptul că, odată cu trecerea vremilor, fiilor și toți fiii din generațiile fiilor lor vor trebui să învețe numele acelui copil, Miguel de Cervantes? Miguel era încă foarte mic când, în 1554, tatăl său, chirurgul Rodrigo de Cervantes, a plecat, pare se, în căutare de bolnavi la Valladolid, fiindcă oamenii din Alcala nu voiau să se mai îmbolnăvească. Împăratul nu prea pare încântat de povara multiplei sale coroane și mai lipsesc abia 3 ani până ce principele Filip va moșteni prilejul de a sta față în față cu istoria Spaniei. De asta, micuțului Miguel nu-i pasă prea mult. Crește și atât. În curând e dat la carte în orașul Pământurilor Bogate, unde țăranii abia își ridică privirea, lipsită de interes, către soldații care se întorc din Flandra, din Italia sau din America. Urechile lui Miguel trebuie să fi fost deschise la frumoasele balade care vor ajunge apoi atât de des sub condeiul său până în clipa morții. La aceasta contribuie fără îndoială dona Leonor. Obsedată de insuccesele mediocrului student care fusese bărbatul ei, dorește pentru fiul său Miguel învățătura temeinică, aceea învățătură care intră prin coate și își are drept nașă stăruința. Câți ani și-a frecat Miguel coatele în copilărie? La 15 ani se și află la Madrid, orașul devenit capitală în 1561. Madridul era un biet târgușor pe care originea arabă nu-l înfrumusețea prea mult. Resursele familiei Cervantes nu trebuie să fi fost grozave, fiindcă li se mai născuseră încă 3 copii. Pe Miguel îl găsim în 1568 ca pedagog la clasele de retorică ale magistrului Lope de Hoyos. E un tânăr călit. Într-o zi a rămas să se înfrunte cu slujitorii cardinalului Acquaviva, legat al sanctității sale, care a trecut prin Madrid în mare grabă. Vai, Doamne, ce murdare e capitala asta a unei jumătăți de lume! Dar nu venise ca să vorbească rău de spanioli, ci în vizită de condoleanțe pentru moartea reginei Isabel de Valois. Studentul sărac l-a consolat și el, în felul lui, pe regele Filip al II-lea, scriind o elegie pentru regina iubită, dar ceea ce nu putea să ghicească era că aceste versuri aveau să-i deschidă porțile nunciaturii. Cardinalul era un tânăr firav, învăluit în miros de doctorii. I-a plăcut tânărul spaniol. Postul s-a ocupat, strigă canonicul Fumagalli către concurenți. Peste câteva zile, Filip al II-lea, în salonul minuscul unde îi primea pe reprezentanții puterilor europene, îl primi și pe trimisul sanctității sale. Se spunea că regina murise de necazurile căsniciei. Regele mulțumi în puține cuvinte, iar legatul pontifical se retrase mânios, numai decât înapoi în Italia.
Voia oare să plece cu el și Cervantes? Mai e vorbă? Rămas bun, magistre Juan Lope de Hoyos. Mulțumit pentru clasele tale de retorică. Italia e un orizont minunat pentru Miguel. Student sărac, poet cu rime sărace și tocite, adresate acelora pe care nu i-a văzut niciodată. În vremea aceea, călătorile erau grele. Cu toate acestea, niciodată oamenii nu s-au aflat atâta pe drumuri. Rotunjimea pământului, care răstoarnă vechile concepții, pare să dea spaniolilor o nouă desfătare. Miguel trebuie să fi trecut din încântare în încântare, mai cu seamă de la Valencia, când a văzut pentru prima dată marea. Barcelona îi se pare floarea orașelor, școală de cavaleri, iar Roma îl orbește de strălucire. Și, într-adevăr, Roma merita toată osteneala. Domnea Papa Pius al V-lea și toate drumurile creștinătății duceau la Vatican, unde avea să locuiască Miguel. Se pare că a fost instalat într-un cat scund din turnul Papei Pascal. Era frig acolo, zburau liliecii, ce are a face, odată ce Roma, cu clericii, cu demnitățile, cu frumusețile, cu soldații, cu femeile sale ușoare, ofereau privirilor toată învălmășeala ei colorată de renaștere. Bietul cardinal n-a avut niciodată nevoie de profesorul său de spaniolă și canonicul Fumagalli a rămas surprins de hotărârea tânărului. Mă fac soldat. Și porni cu capitanul Diego de Urbina din regimentul lui Don Miguel de Moncada. Ochii săi încep de pe acum să toarcă, lăuntric, descrierea celor văzute pentru a o depăna mai târziu în scrieri. Pentru moment, nu e decât un soldat spaniol îmbrăcat în haina ei veselă, cu festoane verzi și care va fi în curând trimis către cea mai mare aventură pe apă a acelui secol. A fost un om trimis de Dumnezeu, pe nume Juan. Pentru ce, de prin toate colțurile creștinătății, se repeta această frază a pontifului Pius al V-lea? Pentru că papa, venețienii și Spania l-au înfrânt pe turc în bătălia de la Lepanto. Dar Miguel de Cervantes, de pe galera Marcheza, prea puțin a văzut din acea bătălie. Îl scutură frigurile și trebuie să facă un mare efort ca să se scoale în picioare. Își ocupă locul și e rănit, mai întâi la o mână și apoi la piept. Escadrele pleacă la Messina și acolo Miguel cere să fie dus ceva mai aproape pentru a-l vedea trecând pe amiral. Trecea Don Juan de Austria, frate vitre cu Filip al II-lea, turnat în smaltul de aur al armurii sale, cu mâna pe spada de luptă. Miguel încearcă să se scoale în picioare. Pe pasarela corăbiei apare un zeu tânăr de 27 de ani. Miguel abia a împlinit 24. Pe Don Juan, mulțimea îl aclamă în triumf, dar lui Miguel îi astupă vederea eroului său și e nevoit să-i roage pe cei din față să se dea la o parte ca să-l poată vedea. Don Juan n-a știut niciodată că el și eroica lui faptă se vor stinge încetul cu încetul, în vreme ce gloria acelui soldat cu mâna însângerată și moartă va fi în veci de veci păstrată în sacra amintire a poporului său. Ce a câștigat Miguel atunci? Un simplu ordin militar. Să-i se acorde acestui soldat un spor de 3 scuzi peste plata lui obișnuită și să fie bine îngrijit, raportându-mi se despre starea sănătății lui. Această compasiune birocratică n-a mers prea departe. Miguel a ieșit de la spitalul din Regio și a fost reîncorporat într-unul din regimentele de infanterie pentru că invalizii se aflau atașați la arma corpului pentru care mai erau încă apți să lupte. Dar Cervantes nu va mai lupta. Frământată de neînțelegeri, Liga Creștinătății se desface.
a trecut poate prin Roma pentru a revedea garda Vaticanului, pentru a întreba de al său cardinal Acquaviva, de canonicul Fumagalli. Muriseră cu toții. Și Cervantes trebuie să pornească mai departe și să se oprească la răstimpuri, așa cum fac soldații lăsați la vatră, povestind disprăvi de tot felul și mișcând sufletele femeilor miloase. Se zice că o hangiță din Lucea a vrut să-l rețină și să-l încorporeze inimii și negoțului ei, dar n-a izbutit, fiindcă se mai afla pe atunci ca soldat în Italia și Rodrigo, fratele mai mic al lui Miguel, și au luat împreună hotărârea să se întoarcă. Da, de ce să nu se înapoieze în Spania, la măicuța lor, care acum îmbătrânise? Porniră pe o galeră numită El Sol. Pluteau apropiate 3 corăbii pe liniștita mare tereniană, când, în dreptul gurii Ronului, au fost ajunși de câteva galere turcești comandate de renegatul arnăut Mami. Legați-i pe acești câini de creștini, direcția Alger, fu porunca bicilor pe spinările vâzlașilor captivi. Direcția Alger, fu porunca adresată a celor care ridicau pânzele. Înainte, vâzlește, vâzlește! Totul era pierdut. Cervantes își pierduse libertatea. Sursa acestor informații o constituie cartea Don Quixote de la Mancha, scrisă de Cervantes, traducere de Ion Frunzete și Edgar Papu, cu un cuvânt înainte de Maria Teresa Leon, postfața de Ovidiu Drâmba, apărută la Editura pentru Literatura Universală, la București, în 1965.